Străzile Galațiului s-au umplut de colindători. De la prânz și până la lăsarea sării, alaiuri din Galați, Brăila, Vrancea și Republica Moldova au defilat într-o paradă a obiceiurilor de Crăciun. Capre, pluguri și mocănași au deschis sărbătoarea nașterii Domnului cu prilejul celei de-a 22-a ediții a festivalului de datini și obiceiuri Tudor Pamfile. Colindătorii au primit binecuvântarea Arhiepiscopului Dunării de Jos. Dăruiește-le, Doamne, pace, mântuire și întru toate bună sporire și-i păzește pe dânsii. Alaiul colindătorilor a fost organizat de Centrul Cultural Dunărea de Jos, care își dorește să reînvie astfel tradițiile și obiceiurile strămoșești. Participă aproximativ 300 de colindători. De la an la an vin mai mulți, ca în fiecare an luăm binecuvântare din fața catedralei de la Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Casian. Facem dansuri, facem de la bătrâni și până la cei tineri. Deci avem în formația noastră, avem femei de 80 ceva de ani, până la cei de clasa 1. Mergem din casă în casă, iar care nu sunt fetele toate, care nu sunt sătulii de joc, merge și la vecinul să le mai jucăm o dată. Am venit cu colindele noastre tradiționale, colindele de pe malul prutului, din partea dreapta a prutului. Am venit cu bucurie, cu vestea cea bună, nașterea Domnului Iisus Hristos. Pentru gălățeni a fost o zi de sărbătoare. S-au auzit buhaiuri și pocnete din bici în atmosfera unui Crăciun poposit cu 3 zile mai devreme pe plaiurile dunărene.